Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aș vrea să terminăm cu calomniile și să nu mai acuzăm în mod nefondat și calomnios. Așa, pe cine? La voi mă uit, cu Republica Fantastică România și toate alea pe care le faceți. Voi numai calomnii faceți. În ce sens? Răutăți, acuzați parlamentarii că risipesc bani și că nu statez la banul public. Ce am făcut noi? Ei sunt foarte... Las că știu eu. Dacă nu voi, prietenii voștri. Ei sunt, de fapt, foarte atenți. La fiecare leuț. Pe care cheltuiesc ei. Pe mâncare, da. Adică și când au fost, ce? S-a stabilit, deci au stabilit deputații. E vorba despre bufetul de la Parlament. Ăla Camera ieftin. Deputaților și Senat. Acolo risipa este tăiată din fașă. Din rădăcină, ca să zic așa. Din rădăcinoase. Deputații au stabilit că nu pot să dea mai mult de 24 de leuți pentru meniul de prânz, care trebuie să includă ciorbă, felul 2 și desert. Trei feluri, asta e. Prețul a rezultat din anunțul de licitație al Camerei Deputaților. Camera vrea să concesioneze servirea mesei în regim de cantină. Ai scos un sunet? Da, deci, deci au făcut preț maxim și acolo? Maxim, da. Economedia documentează. Deci eu v-am spus, dacă politicienii... Ar trebui să facem cumva în Constituție. Deci politicienii să plătească din buzunarul lor măcar o parte din pomenile electorale pe care le tot dau. Ar fi o disciplină fiscală și bugetară în țara asta de oțel, nu de fier, de oțel. Nimic. Dar uite că altfel, când vine vorba de propria lor masă, păi sunt asta, foarte cumpătați. Păi tocmai asta ziceam, repet, dacă ar fi să dea din buzunarele lor pentru pomenile electorale, ar fi super disciplină financiară și bugetară. De asta dau din buzunarul lor. Păi când te duci la bufet, ce crezi că cineva? Ai, eu crezi că e din partea casei, genul. Serios, nu, practic, există un bufet la serviciu. Cum avem și noi aici. Că noi, deci avem... noi avem gratis. Tu ești bolnav tare în ultima vreme. Eu ți-am zis că după 9. Da. Trebuie să-l ținem până 9. De la noi de aici am luat eu sandwich. Mai ținte că ai mâncat zilele trecute. Foarte bun, ăla cu pastramă, nu o să uit. 27 de leuți, un sandwich. Da, preț maxim. Dacă erai la bufet, la Camera Deputaților, de 24 de lei, luai 3 feluri. Ciorbă, da, dar ai ciorbă, tocană de cartofi. Da, și desert. Și ecler. E? Și ecler. Fără carne totul. Da. Și aș pune să meargă zilnic și pe centura capitalei, pe politicieni. Asta, să dea din banii lor pentru pomeni electorale și să meargă zilnic pe centura capitalei dus întors. Păi, măcar dimineața și un pic după amiază, după 5. Da. Deci, 21 de milioane de lei, servicii de concesiune pe 2 ani a cantinei și bufetelor din incinte la Camera Deputaților, cu posibilitatea extinderii pe încă un an. E același contract de concesiune pe care deputații l-au mai scos la licitație și în aprilie, dar la care nu s-a prezentat nimeni. Bun. Eu zis, ăsta e prețul maxim pe care vrem să-l plătim, mai mult nu vrem să plătim. Și asta a fost... Nu am venit nimeni. Apropo, ca să înțelegem cum evoluează prețurile, vedeam în dimineața asta pe Reddit o postare. O postare. 3 săptămâni a postat același iaurt grecesc la nu știu ce magazin, un supermarket, pe 27 iunie, 16 lei și 42 de bani. Pe 3 iulie, același produs, 18 lei și 32 de bani. Pe 17 iulie, 20 de lei și 29 de bani. Deci este o creștere de 24% în câteva zile. 3 săptămâni. Da. 24% creștere la un iaurt. Mie desertul favorit, că vorbeam aici într-o pauză, dacă tot a venit vorba, să spun și public. Desertul meu favorit de la supermarket în ultima vreme. Marlenca. Sunt niște biloanțe așa foarte bune, îmi plac mult. Da. Dar am stat departe de ele, că eu am mai avut grijă de mine în ultima vreme. Așa. Și când m-am apropiat din nou de ele ieri, am constatat că s-au făcut 38 de lei o cutie de 10 piese, de la 23 cât erau ultima oară când am cumpărat, ce-i drept în urmă cu aproape un an. Păi da, deci la 23 cât era, la 38 cât era 23, 70%. 23, la 38. Spun eu imediat, la 38. Și asta știu, știi, creșterea că... este de 65%. Iată, de multe ori te mai pierzi cu prețurile, că cumpărând în mod obișnuit niște lucruri, sigur, remarci că se scumpește, dar ele tot scumpindu-se cu un leu, 2 lei, nu bași de seamă. Mai micșorează. Dar te lovește când eu am cumpărat luni de zile produsul ăsta regulat, era...
în meniul meu ca tocana în Parlament. Știi? Și era 23 de lei, și acum iată 38 de lei. Deci scumpirile la alimente sunt înspăimântătoare, este îngrozitor cu ce viteză cresc prețurile de la o săptămână la alta cu câte 10-15%. În condițiile astea, ce să zic, ținem pumnii deputaților care vor să plătească 20 de lei plus TVA pe un meniu. Concesionarul ăsta, care ar urma să se ocupe de masa deputaților, va trebui să asigure servirea mesei luni-joi, în intervalul 11-16 și vineri 11-14. Pentru grup țintă de 2000 de persoane, vinerea, vedeți, e program scurt. Deci da. Prânzul mai devreme, că se pleacă, cine mai vine. Cum arată masa asta la cantină? Cităm, sau cum ar trebui să arate. Sunt 4 tipuri de meniuri pe care le vor deputații, în bănuții ăștia. Ia să știi, uite, că la anul s-a alegeri, Luca, poate ne mutăm. Da. Două variante de meniuri economice, cu maximum 2 repetări pe săptămână. Adică să fie și variat. Ciorbă la nesfârșit. Da. Ciorbă de perișoare de 2 ori pe săptămână. În rest, variez, frate, nu ne jucăm. La prețul de maximum 20 de lei, plus TVA, nu, cu TVA, pe meniu, care cuprind fel principal plus garnitură. Sigur că se poate. Gătit, adică... Două variante de meniu office, compuse din două feluri de mâncare și, în paranteză, felul 1 plus felul 2. Adică... și plus desert, la preț maxim de 24 de lei. Lasă-mă să ghicesc, office e cu supă și alălalt e cu ciorbă. Măi, felul 1 plus felul 2, două feluri de mâncare. Da. Păi nu supă și ciorbă. Și pulpițe de pui. Așa. Și dincolo ai ciorbiță și pilaf. Că te încadrezi. Da. Felul 1 minus, minimum 350 de mililitri, supe, ciorbe, borșuri, aperitive, calde și alte asemenea. Pune-ți, felul 2, fripturi și nițele, minimum 120 de grame, mâncăruri scăzute cu garnituri, minimum 200 de grame, salate și alte asemenea, plus chiflă pâine. Și desert, minimum 100 de grame. Fruct, prăjitură înghețată, etc. Aici cu fructul greșe. 3. Un meniu vegetarian. Un leu 50, o vafă rupe fimiu. Fiecare zi și-a făcut un leu 50. Și 4, aici e libertatea șefului. Un meniu diversificat, care se include și alte feluri de mâncare și desert, altele decât cele din meniurile prezentate mai sus. Deci, practic, o să vină domnul deputat sau doamna deputat și o să spună cât? 20 de lei. Fă-mi un platou așa de 20 de lei. Dar să fie bogat, mă înțelegi ce spun. Șeful cred că rămân, ce bani rămân la urmă din ce economisește, din tocană, pilaf și pânzură cu ei, că... alea, le face o surpriză. Aia cu meniu o surpriză. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.